Îl cred, nu? Păi nu prea mergi atunci. Îl cred? Cei șase tineri au fost surprinși de jandarmi pe raza pădurii Șaru din comuna Dâmbovițeană, Valea Mare. Aveau căruțele pline cu lemne pentru care nu au putut prezenta acte de proveniență. Tinerii aveau la ei și patru drujbe și cel mai probabil au sustras ilegal lemnele din pădure. Jandarmii le-au confiscat tinerilor cele patru drujbe și lemnele. Materialul lemnos a fost predat pe proces verbal ocolului Silvic din Valea Mare. Totodată, cei cinci au primit amenzi în valoare de 3.000 de lei.